În sala 2 a Teatrului Național din Timișoara au început pregătirile pentru al doilea show din selecția națională Eurovision. Prezentatorii spectacolului, Diana Dumitrescu și Cezar Oatu, sunt deja acolo, pregătiți să încurajeze pe următorii 12 concurenți. Eurovisionul, din punctul meu de vedere, este una din cele mai importante evenimente muzicale și este o presiune destul de mare pentru mine ca prezentator să mă ridic la așteptări și să-mi fac treaba cum trebuie. Asta este o provocare pentru mine, să fiu gazdă și prezentator oficial al selecției naționale Eurovision 2018. Timișorenii sunt mândri că al doilea show Eurovision România se ține în orașul lor, capitală culturală europeană, în 2021. Cred că sunt toate premizele pentru un spectacol foarte reușit și mă bucur că Timișoara a fost acceptată de gazdă pentru această semifinală. Este un eveniment deosebit, cu anumită ținută. Pentru întreaga Timișoara și chiar și pentru regiune este foarte importantă această semifinală care va avea loc duminică, mai ales din perspectiva anului 2021. Aștept să fie la Timișoara un spectacol extraordinar, pentru că profesioniștii televiziunii române de aici, de la Timișoara, m-au făcut să realizez că nu trebuie să am nicio emoție. După show-ul din capitala Banatului urmează spectacolele din Craiova, Turda și Sighișoara. Juriul va alege 15 melodii pentru finala națională de pe 25 februarie, care se ține la București. Atunci publicul va decide cine va reprezenta România în etapa internațională în luna mai la Lisabona.